și colegii mei chiar, și asta e o bucurie. Înseamnă că literatura neerlandeză trăiește nu numai în literele și cuvintele cărților, ci și în oameni. Aproape că pot conta pe acești oameni, cred că vor citi cartea la un moment dat. Eu voi spune câteva cuvinte despre contextul în care trăiește și scrie Say Snowdenham. Și cred că e important să spun asta pentru că ar putea fi un model și pentru literatura română. Say Snowdenham are anul acesta 82 de ani. A debutat acum exact 60 de ani. A debutat cu o carte despre tinerețea lui și despre neliniștile tinereții lui. E vorba de o călătorie și despre o iubire, de altfel aceste teme vor rămâne și în celelalte cărțele lui să însemne, de fapt, mai mult decât alte teme din romanele europene. Doamna Denisa Comănescu pomenea șocul pe care l-am trăit atunci când a apărut primul roman, prima traducere. Între timp au apărut 6 cărți și a zice că încă mai avem mult de făcut. Și chiar despre asta vreau să vorbesc. Say Snowdenham nu este important numai pentru cărțile pe care le-a scris el. Say Snowdenham este important și pentru că el a deschis, de fapt, calea pentru cunoașterea literaturii neerlandeze. În 1993, tema principală a târgului de la Frankfurt a fost literatura din țările de jos și din Flandra. Deja în acel moment, Say Snowdenham era un scriitor foarte cunoscut în Germania. A fost o întâmplare ca într-un talk show literar să fie prezentat de Marcel Reich Ranitzky ca autorul cel mai bun roman pe care îl citise Reich Ranitzky în acel an. Și bineînțeles că acest lucru a contat pentru zecile de scriitori neerlandezi și flamanzi care au fost prezentați la târgul de carte de la Frankfurt. De atunci, literatura neerlandeză și flamandă a devenit aproape o literatură de casă, să zicem, în cadrul culturii germane. Dacă vă spun că acum 3 ani în Germania s-au publicat 130 de cărți de literatură neerlandeză, veți fi uimiți fără îndoială. Sigur că au contat și întâlnirile pe care le-a avut Say Snowdenham în Germania. Au contat și multele turnee pe care acest scriitor le-a avut în Germania, dar fără îndoială că dacă n-ar fi fost și calitatea celorlalți autori, probabil că acea literatură s-ar fi pierdut. Rămâne pentru noi, pentru editurile din România, să descopere și alți autori. Până atunci avem de-a face însă cu un autor sigur foarte important. Acum, despre ce scrie Say Snowdenham? Păi, el scrie despre două teme importante pentru literatura neerlandeză. El scrie despre călătorii și a zice că acest motiv, călătoria, este un motiv important pentru toată cultura neerlandeză. De altfel, curiozitatea neerlandezilor a făcut să, ca ei să descopere și lumea mai îndepărtată sau și lumile mai îndepărtate. El scrie despre literatură. De fapt, cărțile lui sunt o dovadă clară că nu numai biografia este o sursă pentru un scriitor, ci de fapt literatura se face din literatură. Mai e un motiv foarte important și cred că această combinație între călătorie și artă, mai ales pictura, această combinație este iarăși foarte importantă pentru literatura lui. Ce au țările de jos mai important? Fără îndoială, e vorba de artele plastice, e vorba de pictură. Dacă ne gândim la secolul de aur, secolul al XVII-lea, ne gândim la milioane de tablouri, atunci ne gândim, bineînțeles, nu numai la faptul că aceste milioane de tablouri au fost pictate de cineva, dar că
aceste tablouri au fost și cumpărate de cineva. Deci e vorba de o cultură solidă. În cadrul acestei culturi solide, în ultimele 10 de ani, este din ce în ce mai evident că și literatura începe să ocupe un loc tot mai important. Romanul pe care l-am în mână a apărut în 2004. Cred că reunește teme din romanele de mai înainte, face o sinteză din aceste teme și cred că ajunge la performanțe stilistice nemai întâlnite până atunci. Deși tot eu am tradus și următoarea poveste și acolo este vorba de un stil excepțional, cred că această carte întrece un pic acea carte de-a dus la 23 de ani. Lucrul cel mai important pentru un traducător este să-i se spună măcar din când în când: ai făcut o treabă bună. Am simțit că acea carte pe care ai tradus-o poate să trăiască și în limba română. De altfel, oricum, atunci când termin o carte a lui Notebong, primul gând e să încep să o citești din nou. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim domnului profesor Gheorghe Nicolaescu pentru că a menționat Frankfurt 1993. La Frankfurt, în 1993, lucram într-o altă editură, îi publicasem o carte, următoarea poveste a lui Sess Notebong, și m-am trezit la stand cu un domn care avea o geantă mare, un domn micuț de statură, slăbuț, l-aș fi luat ca un funcționar de bancă, și care a venit la mine și mi-a spus: eu sunt Sess Notebong, aveți un exemplar și pentru mine din cartea în limba română? A rămas același om modest, călător fără valiză în toată lumea, și din călătoriile lui își trage substanța romanelor sale, așa cum veți vedea și în Pierdutul Paradis. A rămas același om care își manageriază singur drepturile de autor, destul de dificil, dar și la vârsta asta înaintată nu vrea să se dea pe mâna agenților literari și întotdeauna vorbește cu acest mare autor la telefon, îi scrii și îți răspunde, și astfel ajungi la un contract și publici cărțile. Despre romanul Paradis, Pierdutul Paradis, ne va vorbi criticul literar Andreea Răsuceanu. Mărturisesc că am citit micul roman al lui Sess Notebong având în minte faptul că, după mine, literatura nordică cred că e în top 3 personal al meu literaturii ale lumii. Și totodată foarte atentă la fenomenul extraordinar de emulație pe care l-a creat apariția acestui roman, un roman foarte așteptat, despre care toată lumea vorbea încă dinainte să apară. Și n-am știut pur și simplu la ce să mă aștept. Am dat peste un mic roman de o frumusețe stranie, o frumusețe pe care nu știi cărui element definitoriu al prozei lui Sess Notebong să-i o atribui mai întâi. S-a vorbit, din ce am văzut documentându-mă un pic, citind câte ceva despre carte, în primul rând despre simplitatea extraordinară a stilistică, evident, a acestei cărți. E vorba, cred că, mai degrabă despre simplitatea aceea lucrurilor fundamentale pe care uneori literatura reușește să le transmită. Deci e vorba de o simplitate înșelătoare. Cred că, în primul rând, e un roman despre artă și despre puterea ei taumaturgică, de fapt despre forța vindecătoare a artei sub indiferent ce formă. Apoi despre faptul că arta vehiculează, de fapt, un mesaj legat de transcendent, și o să vedeți imediat de ce spun acest lucru. În esență, în carte e vorba despre cum ne putem vindeca de o experiență traumatizantă, de o experiență sinistră. Unul dintre personaje, Alma, suferă la un moment dat o agresiune sexuală într-una din favelele din São Paulo, atât de îngrozitoare experiența, încât cade într-o depresie adâncă din care nu mai poate ieși. Și atunci prietena ei, Almut, care este și ea absolventă de istoria artei, ca și Alma, hotărăște să o ducă într-o călătorie,
în, evident, acest scop curativ pe care îl are orice călătorie, făcând-o evident să se depărteze în timp și spațiu de momentul episodului traumatic. Ei, și pornind de la această călătorie, care de fapt o călătorie mai degrabă în timp decât în spațiu, întrucât amândouă sunt foarte pasionate de pictura aborigenilor din Australia, de pictura rupestră și de artă în general, cred că sunt aici câteva dintre cele mai rafinate analize ale unor opere de artă pe care le-am citit vreodată în opera unui prozator. Una dintre ele, sper să o citiți cu aceeași plăcere care am citit-o eu, este despre Buna Vestire a lui Botticelli, tabloul preferat al Almei. Și aș vrea să vorbesc un pic despre geneza acestei cărți. Cred că cel mai bun text critic și teoretic despre această carte l-a scris John Maxwell Cuția, celebrul autor premiat cu Nobel, pe care sunt convinsă că îl cunoașteți cu toți. Scrie, publicat în Raftul de Mise, evident. Scrie în acest text cum a luat naștere, de fapt, pierdutul paradis. E vorba despre o experiență pe care a încercat-o în 1999 o regizoare britanică, Susan Warren, care și-a ales ca loc un hotel delabrat, un hotel dezafectat de undeva din Londra, din secolul al XIX-lea, și-a pus acolo la cale un performance, un spectacol la care spectatorii trebuiau să participe în mod implicat, respectiv să facă un traseu prin hotelul acela și să se întâlnească cu diferite personaje care trăiseră în secolul al XIX-lea. Evident, era vorba de niște actori care interpretau niște roluri. Pentru că a avut un succes extraordinar acest experiment, el s-a repetat la începutul anilor 2000 și ideea regizoarei a fost să organizeze aceste întâlniri cu niște îngeri. De fapt, să ascundă actori îngeri, deghizați în îngeri, undeva prin Londra, stabilind tot așa un traseu, punându-i fie în vârful unor clădiri simbol din Londra, ascunzându-i prin diferite cotloane și să înregistreze, de fapt, reacțiile emoționale pe care le aveau participanții. Și acestea au fost atât de puternice și de neașteptate, încât lui Seth Notebon, care a participat el însuși la un astfel de spectacol la Perth, în Australia, în 2003, pe Seth Notebon l-a făcut să scrie acest roman. Ce a fost uimitor a fost că oamenii aceștia care se întâlneau practic întâmplător cu un înger pe stradă, în cele mai neașteptate contexte, aveau reacțiile cele mai paradoxale. Majoritatea se duceau și le făceau declarații de dragoste sau le adresau injurii sau chiar îi agresau. Îngerii, convenția era aceasta, îngerii nu aveau voie să vorbească și nici să interacționeze niciun fel cu oamenii. Evident că cei care au organizat spectacolul i-a interesat mai mult ce reacție emoțională au spectatorii. Pe Seth Notebon, care ca participant direct, l-a interesat ce simțeau acei oameni îngeri, actorii aceia, deci psihologia actorilor, mă rog, improvizați, care îi jucau pe îngeri. Și de acolo s-a născut acest roman. Și de ce spun asta? Spun asta pentru că e în primul rând un roman despre relația noastră cu transcendentul, sau mai bine zis, ce înțelegem noi din această relație. Nu întâmplător, unul dintre personaje, Alma, spune la un moment dat că nu suntem pregătiți pentru atingerea divinului. De fapt că atingerea divinului este ceva inconceptibil, e un lucru pe care nu ni-l putem imagina și la care de fapt nu știm cum să reacționăm. Evident că toată viața ne-o canalizăm în această direcție, căutând prin intermediul artei accesul către această zonă care este dincolo de noi. Am spus asta pentru a înțelege că nu avem de-a face cu un simplu roman cu îngeri, chiar dacă într-adevăr îngerii populează și ca personaje în carne și oase, ci încarnate într-o formă concretă, dar și în forme mult mai subtile, așa cum o să vedeți în carte, acest roman. E un roman care se citește pe mai multe paliere în funcție de cum vrea fiecare să-l perceapă, și ca o poveste de dragoste și despre puterile curative, vindecătoare ale dragostei, dar și ale artei, și ca o carte extrem de subtilă care vorbește despre diferite manifestări artistice din diferite timpuri, și ca un roman psihologic și așa mai departe. Dincolo de toate acestea, e un mic poem fermecător care se citește repede, pe nerăsuflate, dar asupra căruia o să simțiți nevoia să reveniți imediat ce l-ați terminat. Mulțumesc!
Mulțumesc, Andreea Răsuceanu. Romanul se numește Pierdutul Paradis. Sunt multe referințe, începe și se sfârșește cu versuri extraordinare din Paradisul Pierdut al lui Milton. Și relația merge și se ramifică în tot romanul. Și chiar autorul va spune de ce l-a numit Pierdutul Paradis și nu al calchiat după Milton Paradisul Pierdut. Este un roman despre îngeri și diavol, de fapt un roman despre viața noastră. Trecem la un mare autor european, un alt mare autor european nobelizabil, este vorba despre Alessandro Barrico, scriitor italian, de fapt scriitorul italian care are, dincolo de valoarea lui extraordinară, cel mai mare succes la publicul din Italia. Cărțile lui se vând automat în peste 1 milion de exemplare imediat cum apar. Despre De trei ori în zori ne va vorbi criticul literar Tania Rad. Bună seara! Nu cred că trebuie să spun foarte multe despre Alessandro Barrico. E un autor mult mai tânăr decât neerlandezul despre care atât de frumos au vorbit cei dinainte. E un autor care s-a născut în 58, care are însă multe puncte comune cu neerlandezul, pentru că amândoi sunt autori ai vremurilor noastre, în care nimic nu mai e univoc, în care literatura nu mai este neapărat epică, nu mai este neapărat înscrisă într-un gen, nu mai este univocă în niciun fel. Alessandro Barrico este și în România extrem de iubit. De cartea asta s-a vorbit chiar de la lansarea precedentului roman tradus, Mr. Green, pentru că toată presa occidentală de admiteri a așteptat acest roman, pomenit în ultimele rânduri ale precedentului. Autorul însuși a spus acest titlu de roman, atribuindu-l uneia dintre personajele din Mr. Green. Alessandro Barrico este un mare ludic cerebral și melancolic al vremurilor noastre. E explicabil și în același timp uimitor că italienii îl iubesc așa de mult. Ar fi o discuție foarte interesantă dacă Vlad Urso era aici, puteam să o purtăm. Așa o amânăm pe altă dată, poate în librărie, pentru că el are în toate cărțile lui o dimensiune de care trage în toate direcțiile, în cele mai neașteptate forme, și este timpul. Timpul ceva ce obsedează pe toți autorii zilelor noastre. Data trecută, când am participat la o discuție despre Mr. Green, am spus că mie îmi sugerează o apropiere de un alt artist enorm al vremurilor noastre, cu toate că nu mai e de mult printre noi, și ăsta este Dalí, Salvador Dalí. Are un fel de a prelungi dimensiunile realității în cele mai neașteptate feluri și o face prin cele mai neașteptate direcții și o face cu ajutorul cuvântului, ceea ce deja este o artă la a nu știu câta putere. Acum, De trei ori în zori e un roman care se citește, nu știu dacă dintr-o răsuflare, dar cred că nu o să apucați nici să respirați. Sfatul meu este să nu vă lăsați păcăliți dacă sunteți la prima lectură din Alessandro Barrico, de ceea ce pare complicat, și anume de faptul că pare să nu aibă un fir epic, că nu puteți urmări acțiunea. Lăsați-vă în voia textului, veți vedea că totul se adună ca o împletitură extraordinar de coerentă și nu va fi nimic neașurat pe desenul dumneavoastră. Aici sunt trei povestiri care au și nu au legătură cu romanul anterior. Dacă vrem, putem să facem aceste legături, dacă nu, nu. Trei povestiri care fac să se întâlnească un fiu și o mamă de trei ori în același moment al zilei, și anume în zorii zilei, fiecare dintre ei având vârste neverosimile pentru întâlnirea respectivă. Sunt două destine umane, urmărite în etape diferite și pe care autorul le face să se întâlnească în mai multe feluri, în căutarea sensului relației dintre ei. Subiectul care iese așa ca spuma deasupra laptelui din toate cele trei povestiri este până la urmă
traumă, problema vinovăției și a nevinovăției și respectiv a căii de a scăpa din capcana acestui vinovăție, nevinovăție. Cum faci să ieși de sub oricare dintre aceste etichete, cum faci să fii liber, să-ți trăiești propria viață fără niciun fel de traumă înainte sau înapoi sau înainte în existența ta. Presa străină a scris deja că există un personaj recurent, holul hotelului. Toate cele trei întâlniri au loc în holul câte unui hotel. Mai există un personaj pe care nu știu dacă a fost, dacă a sărit în ochi. Sunt prosoapele. Prosoapele care sunt un obiect care se plimbă dintr-o proză într-alta și care trebuie să fie într-un anumit fel, veți descoperi singuri. Toate acestea sunt încărcate de semnificație. Mă întorc la Dalí și vă spun că, așa ca și la Dalí, realismul, dimensiunea absurdă, tratarea absolut subiectivă a timpului și perfecțiunea formală sunt de găsit și la Alessandro Barico. Este un autor sofisticat care recuperează tot ce se poate din poezie, din gândirea scrisului ca un apendice la filozofie și nu la literatură și în același timp este un autor extraordinar de plăcut la lectură. Dacă sunteți cititori de poezie, veți gusta oricare dintre cărțile lui. Dacă nu sunteți, veți deveni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ania Radu. Te rog să scrii. E absolut o interpretare inedită și am citit mult despre Mr. Wynn și despre De trei ori în zori. Extraordinară. L-am cunoscut pe Alessandro Barico anul acesta la Torino, în iunie. La Torino el este un personaj divinizat. Ce a făcut? A înființat o universitate în cel mai defavorizat cartier din Torino. E cel mai vechi cartier din Torino, cartierul vechilor artizani. Și bineînțeles că artizanatul a decăzut, cartierul a decăzut și atunci el, ca să ridice, a făcut o universitate internațională de scriere creativă. Nota bene, numai de povestire. Și și-a extins. Sunt acolo și cursuri de redactor TV și de producător și de scriere, jurnalist TV, de narațiune, proză și așa mai departe. Universitatea a devenit cunoscută în lume și se obțin masterate care sunt recunoscute internațional. Am avut marea șansă să particip când Alessandro Barico și-a ținut discursul de sfârșit de an la un masterat de 2 ani internațional și a oferit premii celor mai buni prozatori de acolo. Și i-a invitat și pe prozatorii care s-au format în anii precedenți la această universitate și unul dintre ei a fost bucuroasă să-l cunosc acolo, Paolo Giordano, pe care îl publicăm în raftul Denisei. Alessandro Barico, dincolo de faptul că este un mare scriitor contemporan, este un profesor extraordinar și în discursul lui de 20 de minute, că nu vrea să vorbească mai mult, spune că peste 20 de minute plictisește audiența, n-am întâlnit niciun clișeu, nici academic, nici scriitoricesc, nici jurnalistic de niciun fel. Mi-a promis că va veni la Bookfest când îi vom lansa romanul care i-a apărut anul acesta în Italia cu același mare succes, un roman despre o mireasă care plânge. Vă mulțumim foarte mult, doi mari scriitori europeni, Sez Nottebohm și Alessandro Barico, cu cele mai recente volume ale lor, romanul Pierdutul Paradis, Sez Nottebohm, și De trei ori în zori, Alessandro Barico. Vă mulțumim, bună seara!